acesta și pe Pritic, pe aici, pe Pritic. Am avut niște studenți din Statele Unite și au aruncat ce aveau prin spate și toți s-au pus. Era mochetă unde stau voi acolo și s-au așezat toți, așa pe așa da. Da. Vă apropiați? Da. În primul rând, trebuie să vă mulțumesc că v-a făcut plăcere și curiozitatea de a veni în această instituție. Ea s-a înființat cu 24 de ani în urmă. Anticariatul este o instituție care revalorifică sau valorifică trecutul, în primul rând. Deși avem și cărți noi, avem și obiecte noi, dar predominant este cel vechi. După cum constatați și dumneavoastră, se găsesc tablouri, icoane, sfeșnice, obiecte din diferite metale, acolo trei vitrine încântătoare, mai cu seamă pentru partea feminină, că sunt bijuterii, că acolo lănțișoare, pandantive, etc. și etc. Cel care vă vorbește a reușit să realizeze în vreo câțiva zeci de ani, adică de la 15 ani și până la vârsta de 70, o colecție absolut deosebită Eminescu, care însumează peste 10.000 de exponate, în care intră cărți, ziare, reviste, medalii, cuvinte încrucișate, ilustrate, 800 de lucrări plastice în domeniul picturii, deci pe lemn, pe sticlă, pe pânză, pe carton, grafică, acuarelă, ulei, ediții rare, îngrijite, ilustrate din Eminescu pentru copii. Am reușit să prezint această colecție la Parlamentul Europei la Strasbourg și la Consiliul Europei la Bruxelles. Deci, colecția e bine organizată. Am tot așa creangă. Eu sunt născut pe malul Ozanelu Creangă, nu pe mal, acasă, da? În zona acolo. Și de asta sunt mai șugubăți, așa, o să vedeți voi. Apoi am o colecție Jules Verne. Cine a citit o carte ceva de Jules Verne? Da? Mai ții minte titlul cărții? Hobby de la Insumani. Așa. Uite, aici este o ediție Jules Verne. Eu am aproape toate edițiile din timpul vieții autorului. În 1979, uite, cu gravuri, în 1979 am fost vizitat la Iași de stră-nepotului Jules Verne, care a venit pe urmele străbunului său, care n-a fost niciodată în România, dar a scris două cărți. Una, Castelul din Carpați, și a doua, Cu plutele pe Dunăre. Manuscris descoperit cu circa 30-40 de ani în urmă într-o arhivă din Franța. Roman necunoscut până atunci. Apoi am o colecție deosebită, Napoleon, cu câțiva ani în urmă am fost invitat în Corsica cu expoziție documentar, literar, istorică, Napoleon. Nu m-am dus, timpul nu mai mi-a permis. Apoi am o colecție extraordinară de aparate de fotografiat, filmat, proiecție. Am o colecție de câteva sute de păpuși din diferite țări. Unele chiar îmbrăcate cu costumele țărilor respective, altele nu, păpuși de jucat copiii cu el. Am o colecție
foarte frumoasă de dispozitiv muzical mecanic, adică nimic electronic, totul este numai la coardă. Era, uite, un băiat să-mi dea sticla aia de acolo. E o sticlă pe raft, sus. Așa, da. Fii amabil. Vino încoa. Uite, ia sticla de aici. O aveți completă? Da, da. Nu e cu baterie, e mecanic tot. Și pentru că ai fumat o țigară și ai băut, pune-mi la loc. Da. Am câteva sute de mii de ilustrate, cărți poștale, care sunt foarte importante. Eu am călătorit în toată lumea prin cartofilie, așa se numește. Aici au loc spectacole de teatru, aici unde sunt eu acum, e prima scenă a primului teatru de buzunar din România. Scrie pe geam, teatru de buzunar care nu umblă la buzunarele noastre pentru că spectacolele sunt gratis. Sunt convins că știți cine e Horațiu Mălăele, un artist, umorist, comic, desenează foarte frumos, face caricaturi, iată că a jucat aici Caramitru, Ion Caramitru cu Gianni Răducanu, recitat. Am avut actori din străinătate cu 10 ani în urmă, partete, muzică. Aici funcționează Societatea Internațională Mihai Eminescu, Asociația, Societatea Literară Umoristică, Academia Veche Păstorel, scoatem o revistă umoristică care se numește Scârț. Dacă o să vreți, domnișoara de acolo vă dă la 5 lei numărul și vă veți râde de o să ajungeți cu gura până la urechi. Adică noroc de urechi, altfel s-a împreunat gura la spate. Copii, fiți veseli, fiți cu zâmbetul pe gură. Coborâți în forul vostru interior și întrebați-vă cine sunteți, ce aveți de făcut, ce aveți de lăsat pe acest pământ, că fiecare avem o menire și când îți cunoști valoarea și știi ce ai de făcut, tu vei fi un om fericit, un om împlinit. Dar dacă mergi dus de turmă la vale, e jar pentru tine, nu va rămâne nimic din tine. Nici o amintire măcar. Am avut mari personalități, ambasadori, profesori universitari, academicieni care au intrat aici, au ținut prelegeri. Uite, mâine seară avem o seară grecească cu profesori de la Catedra de Limbi Clasice de la Iași, cu muzică, cu poezie grecească. Aș putea să vă spun foarte multe, dar știu că timpul dumneavoastră este limitat. Dacă cineva din dumneavoastră vrea să urce pe scenă și să recite o poezie la microfon, primește cadou, adică îi dau voie să-și aleagă de acolo o carte. Avem candidați, avem curaj, careva? Copii, fiți îndrăzneți, fiți tupeiști când cunoașteți ceva, puțin, dar temeinic, că altfel ne calcă proști în picioare. Aici nu vreți să fiți obraznici, să vă suiți pe scenă, să, da, acasă, mamă, mamă, ce faci, trăiți și mâța de coadă.